Întreg centrul municipiului este un șantier. Începând de la piața Jurământului și până la intersecția de la Policlinică, utilajele firmelor de construcție sunt în vervă. Circulația este infernală, cu blocaje la fiecare intersecție, dar acest inconvenient cântărește mai puțin decât faptul că această zonă va fi reabilitată, iar municipiul va arăta așa cum îi stă bine unei urbe istorice. Acesta este scenariul conform căruia firma care execută lucrările se va ține de termene și va finaliza proiectul. În prezent se lucrează intens în zona hotelului Regal și până la Bărăție, dar și în spatele primăriei și până la intersecția de la Policlinică. Astăzi se montau pavele pe strada Negru Vodă, în zona complexului comercial Big and Small. Peste drum se pregătea terenul de lucru pentru scoaterea bordurilor și spargerea asfaltului. Lucrările încep să prindă contur, iar termenul de execuție încă mai poate fi respectat. Rămâne de văzut dacă și calitatea lucrărilor se va ridica la înălțimea pretențiilor câmpulungenilor.